Putem să scoatem Olanda? Evident că se poate orice. Eu acum te întreb realist. Și vreau să depășim euforia. Vreau să facem o analiză corectă. Noi vom întâlni o echipă care cu siguranță, și până sistemul care îl joacă, un 3-4-3, cu siguranță ne vor domina. Noi nu putem să dominăm Olanda niciodată. Și n-am dominat nicio echipă. Noi n-am dominat. Noi tot ce am făcut, am făcut pe tranziție pozitivă, pe contraatac. Da? Bun. Ieri a fost un joc așa de... Hai să zic, când era mingea la noi, când la ei, când spre ultimele 30 de minute... Nu ți-ai zis, adică... a fost o partidă senzațională, nu. Așa, adică... dar a fost o partidă inteligentă. Da, da, inteligentă și din partea Slovaciei și din partea noastră. Și marele merit pentru ieri este evident, cel puțin meciul de aseară îi aparține cap-coada lui Edi Ordănescu. Păi nu, care eu este, zis de care Iannis, este mega tu, inspirat cum face primul 11. Tu nu credeai, eu ți-am zis de Iannis că eu simțeam că va intra în primul 11 și uite, și ți-a deschis jocul, a făcut penaltiul ăla. Nu, dar nu doar că ți-a deschis jocul, jucat a jucat bine, de la foarte, foarte bine în sus. Foarte bine, la da. Foarte bine în sus. Foarte bine. Și a fost inspirat. Referitor la Olanda, că m-a întrebat mai devreme, eu consider că sunt, pot să-i asemenea așa cu Belgia, cam același sistem de joc, calitate mare, calitate mare, jucător foarte, foarte bun, care joacă la un nivel înalt, dar care au arătat și ei rău în grupă. Fiindcă dacă tu ajungi să câștigi grupa și joci cu locul 3, deci practic tu joci cu Olanda care termină unde termină, dar aici atenție, este o paranteză și foarte important. Mie mi s-a părut dubios ceea ce s-a întâmplat aseară la Portugalia, cu George. Nu, n-a fost nimic deci dubios, a fost un blat ordinar. Exact. Portugalia joacă fără 8-9 jucători, știind, vrând să joace cu Slovenia. Nu, bineînțeles. Toată lumea ne bălăcărea pe noi că o să jucăm cu Slovenia, iar portughezii n-au avut niciun complex. Niște ipocriți. Niște ipocriți toți, da? Mai înțeles? Asta este o lecție pe care noi din asta trebuie să învățăm. N-au avut nicio problemă, dar nicio problemă portughezii să facă blat. Practic să-și dorească înfrângerea ca să nu joace cu Spania. Să joace cu Slovenia. Să nu joace cu Spania. Păi atenție, dacă Georgia nu se califica, noi jucam cu Slovenia. Noi jucam cu Slovenia. Exact. Așa ei joacă. Adică n-au avut... Și egal dacă făceau atenție. Îmi cer scuze, dar asta li se potrivește portughezilor, da? Austria a bătut 3-2. Și cred că Austria nu sunt mult peste noi la ora actuală. Dacă l-a dat Austria 3 goluri... Dacă tot vine să mă gândesc, am reușit să batem Austria acum vreo câțiva ani în Cupa Națiunilor. Păi asta zic, dacă le-a dat Austria 3 goluri, l-am dat și noi 1-2, nu? Mă gândesc. Bine, Austria e echipă organizată, anul ăsta foarte organizată. Deci... Xavi Simons este cel mai bine cotat jucător al lor, mijlocajul lui Leipzig, e undeva cotat la 80 de milioane de euro, mijlocajul lui Leipzig. În rest îi știm, Van Dijk, Gakpo ambii de la Liverpool, De Ligt de la Bayern, Depay, bineînțeles, omul care e cam responsabil să facă diferența la ei. Ai scandalul la ei cu Vermeer. La Atletico Madrid, Ache la Manchester City, au și ei individual. Da, dar ai văzut scandalul care este acum. A schimbat pe Vermeer în minutul 35 și a zis selecționerul că Vermeer și-a terminat cariera internațională. Băi, n-am văzut așa declarație în viața mea. Da. Să schimbi un jucător de la echipa națională în minutul 35 și la conferința de presă să-i spui că acest Vermeer a terminat cariera internațională. Trebuia să se scoată cumva, dar bine, acum să spui este genul de antrenor care în momentul... Ronald Koeman, stai, vorbim de... Da, este genul de antrenor care a luat decizia în momentul respectiv și el trebuia să iasă cumva din acea situație. Nu, n-ai voie să spui așa ceva, nici nu poți tu să hotărăști asta. Păi tu hotărăști că i s-a terminat cariera lui ăla. Păi nu-l mai bagi, dar tu poate nu mai e selecționer după ce te scoate România. Dar nici el nu mai e convocat. Păi de ce îl convoacă următorul selecționer? Păi nu știu, păi nu, dar nu poți să spui șumii așa ceva de un jucător. Păi tu hotărăști. Nu, el a vrut să iasă din situația asta. În fine, haide să vorbim cu Mihai, că noi aici îți dai seama că avem trei ore. Vreau să-i salut pe toți de acolo. Înțeleg că e și șumii. Suntem fericiți. Bun, Mihai, deci pe ei cu tupeu pe mama lor, da? Absolut. Absolut, tata. Nu știu, te simt așa că nu e, te simt, Mihai, te simt că nu ești speriat de Olanda, da deloc chiar. Te-am părut vreodată vreun tic speriat. Nu știu, dar de ce totuși nu te sperie Olanda pe tine? Nu mă sperie, de ce nu mă sperie?
Te-am spus că mi-am dorit Olanda. Dar de ce ai zis că o echipă mai pe stilul nostru? La ce te-ai referit? Faptul că joacă un fotbal pe care poți să-l citești, pe care poți să-l combat, pe care poți să-l... cum să spun eu ție? Nu e ca Franța să fie Mbappé sau nu mai știu care pe acolo, care să se pună în niște situații în care să n-ai soluții. Soluțiile poți să le pregătești pentru meciul ăsta, reține ce spun, e foarte... E foarte... Da, ce spun, dar soluțiile să pregătesc de contracarare și atunci... Am înțeles. Hai, Mihai, da, te rog, termină-ți ideea, te rog. Mai ușor contracarezi Olanda decât Franța sau Spania, care sunt imprevizibili, sunt fantezii. Aveam șanse minime, ce să fim serioși cu Franța sau Spania. Exact. Mihai, care sunt șansele cu Olanda, Florin? Da, n-aș vrea să dau procente. E un singur meci, vor avea cu timp la dispoziție puțin să refacă după meciurile astea din grupe. Sper să fie fizic la un nivel foarte bun, pentru că eu zic că ăsta e unul din naturile noastre. Faptul că am fost în meci în general, sau cel puțin în primele două meciuri, am fost foarte agresivi, am fost reactivi. Suntem o echipă de... cumva de contraatac, de tranziție. Cred că asta e atuul nostru și dacă vom fi proaspeți și vom fi la fel cum am fost în primele două meciuri, putem să ne calificăm. Păi, eu cred că ne convine oarecum Olanda, pentru că Olanda o să ne atace și s-ar putea să ne convină stilul ăsta. Da, asta e clar. Aseară la meci, când am luat gol, trebuie să recunosc că mi-a fost frică puțin, pentru că mi se pare că una este gol cu Belgia, chiar și în primele două minute sau trei minute, și altceva este ei cu meciul cu Slovacia, un adversar de un alt tip. Și mă bucur că au trecut peste acest moment și a venit acel penalti și am reușit să egalăm. Da, deci de-aia zic, și eu cred că cu Olanda va fi puțin alt tip de meci în care, într-adevăr, putem profita. Da. Putem, Florine, realist, putem să-i scoatem pe olandezi? Ultima întrebare. Categoric. N-am nicio emoție în privința asta. Putem să-i scoatem. Sigur că Olanda rămâne Olanda. Da, e în regulă. Mulțumim. Ia uite, Florine, ce a dat o jocă. Mizeria total. Mizeria total. Adică și presa lor i-a făcut varză. Da. Mizeria total. Da, asta e prima pagină din o jocă. Hai, da. pe ei, te... Doamne ajută, vă salut. Te așteptăm la meci. Salut, salut. Marți, la meci. A, disperat după bilete și eu. Da, bine, pa. Mulțumim, a fost Florin Gardo și unul dintre analiștii fanatic. Mogoș DJ joacă titular cu Olanda, nu joacă bancul. Eu cred că Sorescu este un tip mult mai ofensiv. Sorescu se pretează, dacă ar fi jucat cu trei fundași central, Sorescu se preta să facă banda stângă acolo. Uh-huh. Banda stângă și Rațu banda dreaptă. Dar apropo de Rațu ăsta, deci mie rar mi-a fost dat să întâlnesc așa fundaș dreapta în ultimii ani, cel puțin la echipa națională, unde nu găseam fundașul dreapta. Și când, atunci când un apărător nu trebuie să lase mingea să cadă, el o lasă și se bazează că tot primul ajunge la minge. Au fost ieri asemenea dueluri. Deci un jucător care a crescut enorm, uh-huh, și un jucător care în momentul de față cred că trebuie să facă pasul la o echipă unde să joace meci de meci. Uh-huh. A fost ieri, din punctul meu de vedere, a fost singurul din linia de fund care a dat o siguranță, da, care a dat o siguranță și n-a comis nicio erară din niciun punct de vedere, plus că a apărut în careu advers. Vezi că a apărut de vreo 2-3 ori cu finalizarea. A apărut foarte bine. Partea stângă. De partea stângă, plecați în diagonală. Dar îl vezi pe Mogoș titular? Nu pe Sorescu? După părerea ta? Din punct de vedere defensiv, Mogoș cred că este mai fundaș decât Sorescu. Uh-huh. Deci ar putea să fie titular, că bancul e suspendat. Eu așa văd, dar eu îl cunosc pe Sorescu, poate să joace oricând acolo, este mult mai rapid, nu este atât de înalt ca Mogoș. Acum depinde și Edi. Dar parcă s-ar preta mai mult Mogoș, nu? Depinde și Edi. Eu... Am înțeles. Ai merge pe Mogoș? Nu. Eu meciul ăsta l-aș fi jucat cu trei fundași centrali. Eu aș fi jucat în trei și cu Sorescu cu bandă stângă și în dreapta cu... A jucat în oglindă exact ce joacă ei. Fiindcă, atenție, Ucraina, ieri contra Belgiei, a jucat în trei fundași centrali. Uh-huh. Și le-a pus probleme. Uh-huh.
Da. Noi, în momentul în care jucăm în 4, o să avem iar cu Olanda, o să avem mari, mari probleme. Iar să, o să aibă superioritatea la mijlocul terenului. Hai să mergem și la Adi Mutu. Adi, te salutăm! Neața, neața, băieți. Neața. Hai să-ți cântăm ceva. Hai, dumbla, dumbla, da, să batem Olanda. Hai, dumbla, dumbla, da, să batem Olanda. Hai, dumbla, dumbla, da, să batem și Olanda. Poate ne dau ăia vreo 4. Să ne liniștească. Adi, Olanda, cum e? Cum să fie? Am văzut ultimul lor meci. Nu... pe Olanda cu care suntem obișnuiți sau din anii trecuți, e o echipă în formare, o echipă care probabil schimbă generațiile și lucrul ăsta se vede. Nu e de speriat, dar rămâne totuși o echipă puternică. Bun, cum? Adică era de preferat, sincer, Slovenia? Normal, dar sincer... nu, ori Austria a fost prea puternică în meciul pe care l-am văzut eu sau în general, pentru că și ei și-au câștigat grupa, dar cu siguranță, dacă o luăm așa după nume, Slovenia ar fi fost mai la îndemână. Mm-hmm. Bun, ai văzut meciul dintre Austria și Olanda. Făcând o paralelă, putem să eliminăm? Pentru că ai văzut și eu am văzut partida, da? Bun, e adevărat, niște jucători austrieci cu o calitate fantastică, Adi, mai ales de la mijloc în sus. Dar ce zim după părerea ta, care sunt punctele vulnerabile ale Olandei, mai ales că ai văzut ultimul lor meci cu Austria, care l-au pierdut? Da, bine, ce mi-a plăcut la Austria în meciul ăsta, mi-a plăcut că și ei, ca și noi, formează o echipă, chiar dacă au și nume importante, sunt jucători valoroși, dar nu... să zic așa, niște superstaruri. Dar în schimb, ca echipă și faptul cum joacă și cum aleargă și cum stau în teren, stare pe lor la da și... Olanda, am văzut o Olanda care mie sincer nu-mi place cu acest antrenor. O văd puțin dezordonată. Nu cred că are o partitură tactică bine definită așa cum o avea în anii trecuți. Ei de obicei le-a plăcea tot timpul să joace în 4-4-2 în ultimul timp și cu intrarea mijlocașilor laterale în interior formau niște pătrate acolo. În momentul ăsta nu văd lucrul ăsta, văd brambureală după părerea mea și faptul că declarația asta așa puțin, să spun, în afara locului, atunci când a schimbat pe acel jucător și a zis că cariera lui e cam s-a terminat la nivel internațional în timpul campionatului, pe aia mi se pare puțin cam prea dură și probabil denotă și o tensiune în cadrul echipei între antrenori și jucători. Sunt jucători cu personalitate, Depay cam face ce vrea pe acolo, e cam singurul care are execuții acolo în față. Da, nu e de speriat, dar totuși rămâne o echipă puternică. Văd că meciul ăsta cu Austria și pe faza defensivă nu au stat la fel de bine, cu toate că au jucători de talie internațională. Dar nu mai erau așa, să spun eu, de sigur, așa cum erau în trecut. Mie nu-mi place cu un antrenor. Nu-mi place, nu știu de ce, dar am senzația asta că nu e Olanda aia care, mașineria aia de fotbal cu care eram obișnuiți. Deci e o echipă care, folosindu-ne la maxim de aturile noastre, putem să o eliminăm. Da, adică eu ce am văzut la campionatul mondial, de exemplu Olanda de atunci, nu e cum să compară cu Olanda de acum. Uh-huh. Adi, scuză-mă, apropo de olandezi, aveai un Van Gogh în spate, că e un tablou în care nu e, ți-au furat Van Gogh-ul? Ai un tablou în spate și nu mai e nimica. Era o pânză de Van Gogh și ți-au ciordit-o? Sau? Da, e abstractă, pictură abstractă. Sau astea e genul de picturi care îți plac ție, mai abstracte. Ah, tot e o oglindă. Da, pare un tablou în care nu-i nimica. Da, poate îți plac picturile mai abstracte. Oglindă, uite. Știu, glumeam, am glumit. Da. E stânga ce face Madi pentru Olanda, că joacă Frimpong sau Malen acolo. Pe cine vezi pe stânga, Adi? Păi nu avem opțiuni decât pe Mogo și pe Sorescu. Bun, da. Și din punctul tău de vedere, care ți s-ar părea mai nimerit?
Aici sunt plusuri și minusuri și aș vrea să le discutăm puțin, că dacă îl bași pe Mogoș și eu îl și știu, într-adevăr îți aduce, e mai înalt, are forță mai mare ca Sorescu, dar nu își folosește piciorul stâng așa cum o face Sorescu și nu are incursiunile ofensive lui Sorescu. Deci parcă mai mult ai fi despre Sorescu, nu? Nu, cred că în momentul de față am putea juca cu trei acolo. Bravo, bravo. Același lucru l-am spus și eu. Jucăm cu o echipă care se aseamănă cu Belgia, o echipă care joacă un 3-4-3 și o echipă care spune mari probleme. Noi iar vom pierde mijlocul terenului. Asta este numărul 6 al lor, vor juca singur. Adică cu Mogoș, Drăgușin și Burcă, Burcă știe să joace pe partea stângă, a jucat și joacă în continuare acolo, cu picior invers, deci e obișnuit. Mogoș, eu l-am, o să joace, adică dacă e îi cere antrenorul să joace fundat stânga în 4, joacă, nu e niciun fel de problemă, pentru că nu are probleme tactice, adică nu are lacune la nivel tactic. Și adică știe. Putem, scuză-mă, putem să jucăm Burcă, Drăgușin, Mogoș, cei trei fundași? Sau Rus. Mogoș la dreapta, el a mai jucat, a jucat și la CFR sezonul trecut cu Mandorlini, cu Drăgușin în mijloc și cu Burcă la stânga, pentru că și Burcă obișnuit să joace acolo. Dar, repet, nu cred că Edi va schimba în trei. De ce zic eu așa? Pentru că nu au lucrat. E greu. Bun, și Adi, dacă nu schimbă în trei, rămâne, ar fi Sorescu prima variantă, nu? Dacă nu schimbă în trei. Da, eu așa o văd, dar nu sunt chiar așa de sigur, pentru că pe final a trecut în 5-4-1 acum în meci. Și poate și asta a fost, să zicem așa, o mică probă cu Rus. Introducerea lui Rus mi s-a părut un 5-4-1. Da, da. Olanda, vine Olanda, domnul Lucescu. E un meci dificil. Dificil. Dar toate au fost dificile. Nu, ați văzut ce? E un echilibru incredibil. Deci ce s-a întâmplat acum cu grupa noastră este istorie, așa, fără niciun fel de discuții. Patru echipe cu același număr de puncte și să depindă un singur gol. Și știi că un gol înseamnă diferența între 0-1 și 1-0 este de la șansă la neșansă. E de scos Olanda realist? Poftim? Este de scos Olanda realist, vorbind? Da. De ce nu? De ce nu? Entuziasmul care acompaniază și motivația care acompaniază echipa națională în momentul ăsta, determinată în mare măsură de prezența suporterilor români pe toate stadionurile din Germania, asta înseamnă foarte mult. Nu cred că există o echipă națională care să aibă o asemenea susținere acolo, la campionatul european. Da, am putea să fim o Grecie, domnul Lucescu? E greu de spus. E adevărat că în finalul tot ce de competiție vor conta foarte mult jucătorii de rezervă. Dacă ei și-au menținut entuziasmul, dorința de a face performanță, ei vor fi cei care vor fi decisivi. Uh-huh. Sigur, sunt echipe mai mari care au jucători de rezervă mai pregătiți pentru un astfel de turneu, dar încă o dată spun că va depinde foarte mult. Nu v-am întrebat că știți că și grecii nu le dădea nimeni nicio șansă. Da, și... dar nu putem, n-aș vrea să dăm. Noi trebuie să pentru fiecare pas să-l... Adică n-aș vrea să ne ducem chiar acum să ne urcăm pe paripile entuziasmului. Și după meci cu ăsta, cu norocul nostru, după meci cu Ucraina, da. Ne-am dus prea departe. Adică dintr-o dată ne-am dus prea departe și a venit dușor cel rece cu Belgia. Dar... ce au reușit ei imediat pe meciul cu Belgia în perioada de 3 zile să refacă moralul întregii echipe, este un lucru extraordinar. Și încă o dată spun, mare aport a avut publicul care a chemat după meci atunci la meciul cu Belgia. I-au aplaudat, i-au încurajat, și asta a dus imediat la o reacție a jucătorilor noștri. No, de mult n-am văzut o echipă românească să se bată cu atâta ardoare pe într-un meci. Și unită, o echipă unită, atât de unită. Da. Se vede că sunt uniți și se vede și atunci când după meci se vede și în timpul meciului, dacă când se marchează câte un gol, cum toată banca, toți sunt prezenți. Se văd cum reacționează după absolut toți jucătorii, tot grupul
de jucători și de conducători, că nu, să nu îi neglijăm pe ăștia, că au fost foarte importanți. Olanda la nivelul Belgiei, cam pe acolo? Da, da. Cam de acolo poate să fie. Mai slabă decât Belgia, după părerea mea. Deci se poate, ce să mai... Mai vulnerabilă în apărare decât Belgia. Da, nu e un balaur, domnul Lucescu, nu? Nu, nu, niciun caz. Da. Șumi, niciun caz. Da. Șumi vrea să vă mai spună ceva, da, Șumi? Da. Nu, este o problemă și aici cred că Nea Mircea poate să o dezlușească. Lipsește bancul. Lipsește bancul. E o problemă ca fundat stânga. Și vreau să știu așa, cum vedeți dumneavoastră la experiența care o are, cum vedeți dumneavoastră? Nu poate să fie decât un alt jucător care a jucat. Eu nu-i cunosc bine pe toți jucătorii, doar antrenorul își poate da seama de potențial în activitatea fiecare moment, fiecare antrenament și toate. Dar există Sorescu acolo, care totuși a jucat la un nivel important în toate. Da, dar nu juca în patru, el tot timpul juca cu trei fundași central și juca, făcea toată banda, e adevărat. Și de asta, nu știu, mă gândeam la o schimbare de sistem, e riscant, nu totuși? E riscant, nu poți să mai schimbi acum. E riscant. Pornit pe drumul ăsta și ți-a adus succes, e foarte greu să mai schimbi, pentru că indiferent de ce sistem de joc te joci, relațiile de joc se creează în funcție de sistemul respectiv. N-ai cum să treci de la una la alta. Doar așa, dacă vrei să surprinzi, dacă ești superior adversarilor, atunci poți veni cu un sistem diferit ca să-i pui în încurcătură. Dar când echipele sunt echilibrate, atunci e foarte greu să mai schimbi ceea ce ai. E o pierdere. Cu toate că el, bancul în meciul cu Belgia nu s-a ridicat la nivelul echipei. După care, acum, ați văzut ce înseamnă, la interval de 3 zile, a fost alt jucător. De asta am vrut să vă întreb, Nea Mircea, fiindcă Belgia joacă același sistem care îl joacă și Olanda. Și noi am avut mari probleme cu Belgia în 3-4-3, cum au jucat. Da. Și asta e adevărat. Sigur, în condițiile astea noi putem să ne creăm o superioritate la mijlocul terenului, pentru că ei vor menține trei jucători pe unul de-al nostru, așa cum jucăm noi. Da. Și sigur, ieșirile fundașilor centrali. Acolo e o problemă. Ei vor face superioritate, acolo e problemă. Haideți să lăsăm pe Edi să gândească la asta.